Aici am pasta de mandarine care o țin la frigider și am să-mi iau așa o bucată ca să-mi trebuiască pentru cozonac. Așa. Și am să o pun așa aici în un vas. Iată, vedeți, o țin în folie și acum o să ne luăm așa o bucată cât o să ne trebuiască condiment pentru să așezăm așa aici condiment pentru cozonac, aromă bună și gustoasă. Așa. Bună ziua, bună ziua! Am intrat din nou, este vineri, am intrat din nou în direct și o să facem astăzi un cozonac de post. Eu am să-l umplu cu ciocolată, ciocolata să fie fără lapte, să fie din acea amară, dacă doriți sau dacă nu, pur și simplu cu cacao. Și am să-mi pregătesc o tavă la început. Acestea sunt toate ingredientele și să-mi pregătesc mai întâi tava. Am să pun puțin ulei în tava mea, așa, uitați, puțin. Și am să o tapetez după aceea cu hârtie de copt. Așa. Și o să ducem uleiul așa peste tot. Așa. Așa. Aici avem hârtia de copt. O să măsurăm tava noastră aici cât ne trebuie. Așa. Să tăiem. Un cuțitaș. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi o să facem un cozonac de post, cum l-am făcut pe acela cu borș. Numai că astăzi o să-l facem în loc de borș, o să punem apă și din aroma care eu țin la congelator de mandarine și o să facem, o să-i dăm aromă. Tot așa, aici am pus puțin ulei. Mi-am tăiat să-mi pregătesc mai întâi tava. Și acum o să punem în interior. Am măsor, așa, vedeți, foaia. O măsor. Vedeți? O măsor și apoi o bag în interior. Așa. Am băgat așa în interior aici. Ne pregătim mai întâi tava să fie pregătită. Așa. Așa, am pus doar o foaie, o singură foaie și am întors-o. Și o dăm deoparte. Și acum, eu mi-am pregătit pentru acest cozonac de post, jumătate de kilogram de făină. Aici am ulei, circa 120 de grame, am cântărit totul în grame. Am 300 de apă și am 100 de grame de zahăr. Și cine dorește poate pune miere de albine. Deci ori punem miere, ori punem zahăr. Eu astăzi am să pun miere, dar cine dorește poate pune zahăr. Am cacao, că o să-l facem în două culori. Am o linguriță de sare, un cubuleț de drojdie, pastă de mandarine, eu o țin la congelator. Ia uitați, încă este înghețată. Așa, am scos și o să aromăm apa. Și esență de rom. Și ca să umplem, eu astăzi am să-l umplu cu ciocolată amăruie, nu cu lapte, că este de post,
Și am să pun o lingură, două de nucă. Și atât. Și să începem. O să am nevoie de o lingură. Mi-am încălzit apa. Și acum, în această apă, deci dacă dorim să facem cu zahăr, punem zahărul în apă. Sau dacă dorim să facem cu miere de albine, punem mierea în apă. Eu am aici 100 de miere, 100 de zahăr. Eu prefer să-l fac cu miere, dar dacă doriți zahăr, puneți zahăr. Și am să dau zahărul deoparte și punem mierea. Și punem mierea în apa noastră caldă. Eu am încălzit-o. Am încălzit-o. Am pasta de mandarine, este de la frigider. Și o să punem mierea. 100 de miere. Așa. Punem 100 de miere. Acum, din pasta noastră de mandarine, ne punem puțină. O să punem doar o parte. Vedeți că este... Ia uitat-o, eu am scos-o de la congelator. Să știți că nu îngheață, se poate rupe cu mâna. Eu mi-am făcut un baton lung și îmi scot cât am nevoie. Și am să-mi pun deocamdată atât și dacă mai este nevoie să o facem mai aromat cozonacul, mai punem. Așa. Ia să mă șterg și acum amestecăm. Apa eu am făcut-o puțin mai călduță ca să, oricum se răcește când punem. Și acum să amestecăm. Amestecăm aici totul. Să se topească. Și apoi o să punem totul într-un vas. Și o să frământăm în vasul nostru. Așa. Aici. Avem un vas și am să pun totul, mai bine să pun totul așa aici. Așa. Luăm toată mierea și gustăm. Gustăm să vedem dacă este bun de aromat, dacă nu mai punem puțin aromă. Să amestecăm mai bine aici. Așa, să pun aici iuvetă. Și acum lăsăm să se topească pasta noastră de mandarine. Eu am pus-o un pic mai caldă, pentru că am pus pasta de mandarine de la frigider. O lăsăm să ajungă la temperatura camerei și apoi adăugăm drojdia. Am să pun și puțin ulei, o parte din ulei, nu tot. Cam jumătate. Așa. Adăugăm și drojdia. O să fărâmăm așa aici în compoziția noastră. Și amestecăm. Și lăsăm să se topească drojdia. Thank you.
și drojdia sa copilită, să adăugăm făina puțin câte puțin și cu sarea. Eu am să mai dau puțină pastă de mandarine, puțin așa. Vrem să se topească. Așa. Să pun pe toată. Ca să fie mai aromat. Așa. Și acum amestecăm bine. Ținem cont și pasta de mandarine, avem zahăr. Așa. Și după ce s-a topit, tot adăugăm făina și cu sare. Și apoi împărțim anuatul în două. Într-o parte o să punem cacao și rom. Și după aceea o să frământăm cu uleiul. Și lăsăm la crescut. Și cât timp crește aluatul nostru puțin, noi o să facem aluatul pentru paste, aluat simplu de paste, aluat cu spanac și aluat cu sfeclă roșie. Și apoi o să umplem cu spanac și cu puțină ricota. Puțin parmezan cu sare. Așa. Să vedem dacă s-a topit pasta de mandarine, aproape gata. Așa. Și acum adăugăm făina. O adăugăm așa puțin câte puțin. Aici am 500 de grame. Să adaug și sarea. Aici am o linguriță de sare. Circa 7 grame de sare sunt. Așa. Și amestecăm. Și dacă o să mai fie nevoie de făină, mai adăugăm. Acum amestecăm bine, bine, bine. Mai pun puțin făină. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia și bucate gustoase. Astăzi e ziua de vineri, când eu intru în direct. Am promis că intru în fiecare vineri. Acum am să împart aluatul în două. Aici mai am încă un vas. Și am să împart în două.
un porti bene. Mai l'uomo lingua di aici. Așa, și într-o parte adăugăm făină și în cealaltă adăugăm cacao. Aici o să punem cacao și cu romul. Și cozonacul de astăzi o să aibă gustul de cacao și de mandarină sau de portocale. Așa. O să ne mai trebuiască puțină făină, o să mai punem. Așa. Ia să amestecăm cu cacao. Și la urmă o să frământăm cu puțin ulei. Amestecăm bine cacao. Și mai adăugăm. Deci o să intre mai mult de ceasul decât mi-am pregătit eu. Așa. Să mai punem făină. O să cernem așa aici. O să adăugăm cât este necesar făina. La urmă am să scriu toate ingredientele ca să vedeți cât am pus și cât am adăugat. Așa. O să le frământăm și cu mâna. Acesta este cel cu cacao. Mai adăugăm făină că mai trebuie. Așa. O să dăm aluatul cu cacao deoparte și îl facem pe cel simplu. Așa. Și apoi adăugăm ulei. Acum punem făină și aici. Amestecăm. Nu.
un tampone immediato. Se vede in consistenza se fica ma ci riesce. Ahi, ci abbiamo lei, o ci fermo un po', possiamo lei. Un corpo ormai intitato a faina, ci do pace a dopo un lei. Non so, facciamo un coso, no? Babà, mare, mare. Se vado a camminare tutto in una tavola, no? Per massa. Così. Ma come se dovessi scegliere un di avere un cacao? Tu da feste l-ai lăsat la odihnit câteva ore și după aceea al preparației este foarte bun, chiar dacă nu-l frământați bine, bine. I-am încercat și iese bun și așa. Așa. Ia uitați, și acela cu cacao. Așa. Eu le-am dat deoparte, dar o să le punem la crescut tot în acest vas pe fiecare. Yeah. Dacă e nevoie, adăugăm și puțină făină. Așa, să nu se lipească. Puțină făină. Mai luați-l, mai bateți așa de masă, să se întindă. Oh, ne punem puțin ulei.
Așa. Și-l frământăm până când nu se mai lipește. Adăugăm și puțină făină. Așa. Mi-a ieșit unul mai mare și unul mai mic. Mi se pare. Așa. Trebuie puțină făină. Așa. Așa, nu se mai lipește, vedeți? Și acum eu am să-l pun în vas. După aceea o să-l acoperim, îi acoperim pe amândoi. O să-l plătesc pe mâini de cacao. Ștergem așa bine. Acum îl frământăm și pe acesta, care îl avem așa aici. Așa. Mai punem puțin ulei, puțin, puțin. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Facem cozonac! Ai, ai, ai! Mai punem puțină făină. Așa. Frământăm, frământăm, frământăm. Eu nu am robot. Am să-mi iau. Deocamdată nu am frământ la mână. Dar să știți că este foarte bine pentru că facem mișcare. Facem mișcare, ne mișcăm, facem exerciții. Nu dăm bani și ne mișcăm, facem sport. Așa.
puțină făină, mai trebuie. Deci voi intra circa 700 de grame de făină. Calculat la ce am pus eu. Așa. Îl mai dăm așa și de... Ei, mai fac și așa. Așa. Încă puțină făină, pentru că se cere, se simte la mână. Așa. Și frământăm. Frământăm, frământăm. Aromatul este gata. Ne uitați-l. Așa. Și acum îl punem în vasul nostru de prima. Așa. Și îl punem așa aici. Le punem pe amândouă. Le acoperim. Le putem da cu puțin ulei pe amândouă. Așa, ca să crească bine. Să nu se lipească prea tare. Așa. Așa. Și acum le acoperim. Așa, acoperim așa bine. Acum acoperim, le acoperim pe amândouă și le lăsăm să crească. Și între timp noi ne facem aluatul nostru de paste cu spanac, cu seclă roșie și simplu. Așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Rețetele o să le public și pe canalul de YouTube, le găsiți și acolo dacă doriți să le faceți și rămâneți și aici pe pagină. O să publicăm și în grupul nostru de prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Canalul de YouTube se numește tot la fel Prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Așa. Și avem aluatul alb. Ia uitați-l. Vedeți? Și cel maro cu cacao. Și avem salma noastră, care o să ne trebuiască pentru pus cozonacul. Eu am să-l umplu cu ciocolată și cu puțină
nucă și să scoatem. Ia uitați, aceasta este cu cacao, este de post. Ciocolata, dacă vreți să puneți, o puneți cea fără lapte. Ciocolata măruie. Așa. Și o să întindem foile. Ia uitați. Aici avem tava. Am să mă ajut și de un sucitor. Și am să-l pun așa aici. Eu am să pun deoparte un pic din aluatul maro și un pic din aluatul alb. Și acum am să le întind pe amândouă. Așa. O să le întind așa bine, bine. Între timp o să-mi tai și ciocolata. Aici am fund. Și aici am ciocolată. Și fiecare pătrățel de ciocolată are 50 de grame. Și am să pun una, două, trei, depinde cât o să fie necesar. Și tăiem ciocolata. Așa. Și punem bucăți, bucăți. Și ciocolata este gata. Și ciocolata este gata. O punem așa aici.
acum să întindem aluatul. O să întindem aluatul cel și cel cu cacao. Eu mi-am pus deoparte două bucățele ca să decorez deasupra. Aluatul este de post pentru cozonacul de post. Așa. Și o să întindem așa aluatul. Când unul, când celălalt. Așa. Astăzi vreau să mă joc. Și dacă astăzi vreau să mă joc, mă joc. Așa. Așa. Dăm aici mai aproape. Thank you.
astăzi ne jucăm. Ne jucăm astăzi. Așa. Așa. Ciocolata. O punem așa. Bucăți, bucăți. Doriți să puneți mai multă? Puneți mai multă. Așa. Aici am și puțină nucă. Așa am să pun și puțină nucă. Peste. Așa. Nu pun multă, doar atât. Așa. Apăs puțin ca să intre. Și apoi răsucim. Răsucim așa bine. Să răsucim. Încet, încet. Așa. Așa. Mi l-am... Ia uitați-l, cozonacul, așa. Eu mi-am pregătit o tavă tapetată cu puțin ulei și cu folie de hârtie de copt și acum îl iau și îl așez așa în mijloc. Cozonacul meu. Îl dau așa deoparte și mi-au rămas două bucățele. Le-am lăsat să ne jucăm puțin și să vedem ce putem face. Am pus cozonacul în tavă, lăsăm să crească și am să pun puțină făină, că se lipește și nu reușesc să le iau. Așa, întindem mai întâi pe acesta. Aluatul interior are pastă de mandarine ca să fie aromat și rom. Aluatul este de post. Așa.
să tăiem acum, să vedem ce iese. Acum e mai bine. Să le tăiem mai întâi pe toate și după aceea facem. Așa. Să le pun pe toate așa aici. Ne ajutăm cu puțină făină să nu se lipească. Așa. Acum întindem și cel cu cacao, tot la fel, cu puțină făină. Așa. Ne ajutăm cu făină ca să nu se lipească, ca să dăm forma care dorim. Și acum am să tai cu păhăruțul. Dau deoparte și acum ne jucăm cu acestea să vedem câte avem. Ok. Așa. Acum umezesc puțin cu apă. Avem un păhăruț cu apă aici. Așa, aici, ca să se lipească de cozonac. Și îl întorc invers, direct pe cozonac. Așa. Așa. Să fac așa o mică presiune așa în interior. Așa. Oricum el crește. Așa. Apoi o să vedem, uitați. Așa. Astăzi ne jucăm.
massa confezionata. Siamo scesa a Shani Giallotto. Se vede? Așa, zăm. Și am să fac o mică presiune în interior. Așa. Acum mai facem încă un amaro. Pungem cu puțină apă pe margine, așa. Și am să pun direct aici pe cozonac. Ia uitați, cozonac de post. Așa. Și am să pun așa aici. Se vede? Și eu ce am să-i fac? Am să-i fac așa o presiune în interior. Să intre bine, să stea. Așa. Mai fac încă una. Așa, punem puțină apă. Și punem aici peste cozonacul nostru. Așa. Și apăsăm să intre bine. Oricum el crește. Așa. Vedeți? Și îl dăm la copt. Îl lăsăm să crească până își dublează volumul și după aceea îl dăm la copt. Vedeți cozonac? Bună seara, bună seara! Am revenit cu cozonacul. Este călduț. Așa. Ia uitați-l. Cozonac de post cu cacao în două culori. Așa arată. Se pun puțin zahăr pudră pe deasupra. Așa. L-am scos din cuptor, este încă cald. Ia uitați-l. Așa. Făcut dimineața împreună cu voi. Acum și o să tăiem, să încercăm să tăiem o bucățică. Așa. Să sperăm că o să vă placă și că o să fie bun. Eu am să-l dau puțin așa cu zahăr pudră pe deasupra. Așa, nu mult, doar puțin. O să închid aici punguța. Și acesta este cozonacul, încă este cald. Ia uitați-l. Așa arată și pe părți. Eu am să încerc să tai o felie, mai că este cald. Nu știu dacă o să reușesc, dar... Așa. Și am să tăiem așa o bucată de aici, să vedem cum iese.
che caldo, caldo. Lasciarla dall'interiore e aiutatela. Con cacao. Lasciarla si per spate. Io l'ho andata con puzzin zahăr pudră deasupra. Că nu iese lucios când îl facem de post. Sau putem da cu puțină miere. Așa arată. Să vi-l arăt și pe dedesubt. Așa. Eu l-am făcut numai dungi. Așa arată în interior. Acesta este cozonacul. Sper să-l încercați. Să știți că este bun la gust. Ia uitați, așa arată. S-a copt bine. Ia să mai cari o felie. Am făcut trandafirașii deasupra și nu reușesc să tai. Este cald. Încă este cald. Că acum se vede și ciocolata. Ia uitați-o. Încă iese fumul din el. Aburul, nu fumul. Așa arată. Ia uitați-o. Se vede ciocolata. Să nu puneți ciocolată cu lapte. Ciocolată măruie. Eu acum vă pup dulce. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că îmi sunteți alături și mă urmăriți. Și mă apreciați. Seară frumoasă, multă, multă sănătate. Weekend plăcut. Și ne vedem săptămâna viitoare cu alte rețete. La revedere, o seară frumoasă, pupici. Și multă, multă sănătate. La revedere.